Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit în lumea metalelor prețioase. Eu sunt Edi și astăzi vom discuta despre subevaluarea argintului, un metal prețios cu o cerere ridicată, care devine din ce în ce mai rar. Înainte să-i dăm drumul la treabă, dacă nu te-ai abonat pe blogul meu, te invit să o faci, deoarece expun acolo niște informații foarte importante și este relevant să avem parte de informații reale. Informațiile pe care le expun sunt nemanipulate, da, și sunt de la surse sigure. În principiu, este punctul meu de vedere asupra videoclipurile pe care le postez. E un fel de opinie săptămânală plus alte informații peste care mai dau și acolo pot să expun cam întreaga poveste despre săptămâna în care am făcut materialele, plus materialele pe care nu avea rost să le pun din cauza faptului că deține poate, nu știu, 2, 3 rânduri, 5 rânduri, 10 rânduri de informație vitală, dar în schimb restul articolului nu are relevanță, știi? Și este foarte important să te abonezi la Raportul de Aur, este un blog interesant din punctul meu de vedere, poți să-mi lași și tu opinia ta despre blog. Dar hai să nu mai stăm la taglale și să-i dăm drumul la treabă, da? Bun, la conferința, apropo, articolul este preluat de pe silverbullion.com.sg, da? Adică o companie din Singapore. Și din câte se pare și oamenii din Singapore și oamenii de la LBMA și oamenii de la Oxford Economics și oamenii din America și din mai multe țări consideră că argintul este subevaluat, da? Lucru pe care vi-l tot spun. Bun, și hai să-i dăm drumul la treabă. La conferința Asia Pacifică pentru metale prețioase, săptămâna trecută, adică da, săptămâna trecută, nu acum două săptămâni, săptămâna trecută. Am fost intrigat de discuțiile neoficiale despre iminența unei penurii de argint din cauza creșterii rapide a cererii de fotovoltaice. După ce am discutat despre acest subiect cu jurnaliștii specializați în comerț și cu experții din industrie și am efectuat propriile cercetări, am realizat că creșterea viitoare a cererii de argint pentru fotovoltaice ar putea fi, în afara unei crize a monedei dolarului, principalul catalizator care va determina creșterea valorii argintului la nivelul sutelor. Deci, va determina creșterea valorii argintului la nivelul sutelor. După cum știți, v-am tot spus că și Andy Shekman purta un tricou cu textul argintul va ajunge la 3 cifre. Deci, cu siguranță va depăși nivelul sutelor. Acum nu știu ce să zic, că nivelul sutelor poate să însemne și 100 de dolari uncia, poate să însemne și 999 de dolari uncia. Dar asta este doar din punct de vedere al cererii momentan, plus că mai avem la dispoziție reevaluarea argintului. Da? China vrea ca piața internațională a argintului să fie reevaluată. Da? Bun. Oferta și cererea actuală de argint. Potrivit sondajului mondial privind argintul realizat de Silver Institute în 2023, oferta de argint a fost de 1.005 milioane de unci troi, din care 81,8% au fost nou extrase, în timp ce cea mai mare parte a restului a provenit din reciclare. Cererea a fost de 1.242 milioane de unci troi, ceea ce a determinat o penurie fizică de 237 de milioane de unci troi. Penuria a fost acoperită în mare parte prin retrageri de argint din stocurile existente de produse tranzacționate la bursă. Da, ideea este că produsul în sine și la argint și la aur, când se declară cât aur s-a produs în anul respectiv și în argint la fel, cât argint s-a produs în anul respectiv, în acea sumă, în acele cifre, fac parte și cifrele de reciclare, da? Argintul reciclat, aurul reciclat. La argint, nu știu ce să zic, dacă sumele sunt mari sau mici,
Dar cred că este o industrie care este în creștere, reciclarea metalelor prețioase, da? Și platina se reciclează de la catalizatori, da? De autoturisme. Dar cred că este o industrie în creștere și cred că va fi într-o expansiune masivă. S-ar merita, mă gândesc, să cumpăr niște acțiuni la companii de reciclare a metalelor prețioase. Bun, producția de argint în mine este mai scăzută astăzi decât acum 10 ani, din cauza lipsei investițiilor. Iar producția nu poate fi majorată semnificativ pe termen scurt, deoarece poate dura peste 10 ani pentru a începe operațiuni miniere noi. Prin urmare, creșterea prețurilor la argint nu va duce la creșterea producției miniere într-o perioadă lungă de timp. În ceea ce privește cererea industrială, argintul este utilizat în cantități foarte mici și este dificil și costisitor de înlocuit, datorită caracteristicilor sale unice. Astfel, creșterea prețurilor la argint nu va reduce substanțial cererea industrială pe termen scurt sau mediu. În acest context, creșterea viitoare a utilizării în fotovoltaici este deosebit de interesantă pentru deținătorii de argint. Da, deci în principiu pe termen scurt și pe termen mediu e cam greu cu creșterea producției pentru industrie, așa că o să vedem niște prețuri substanțiale la argint, cred că peste 100 de dolari uncia, dar vedem. Producția fotovoltaică este în creștere accelerată. Creșterea eficienței, scăderea costurilor, localizarea producției și politicile de mediu contribuie în mare măsură la creșterea cererii de panouri solare. Agenția Internațională pentru Energie prognozează că investițiile în energie solară vor depăși investițiile în producția de petrol în 2023, cu peste un miliard de dolari americani investiți în fotovoltaice în fiecare zi. În 2022, producția de panouri solare a fost limitată de penuria de polisiliciu, dar în 2023 oferta de polisiliciu a crescut atât de mult încât acum există o supraproducție, determinând scăderea prețurilor la materialele necesare pentru producție și creșterea producției. Se pare că în 2023 se poate realiza instalarea a 350 de gigawați de panouri noi, o creștere de 50% față de 2022. Pe măsurători practice, un gigawatt este suficient pentru a alimenta aproximativ 100.000 de locuințe. Progresele și beneficiile aduse de fotovoltaice sunt și motivele pentru care am planificat instalarea peste 250 de kW de panouri solare pentru The Reserve, facilitatea noastră viitoare cu o suprafață de 180.000 de metri pătrați. Utilizarea de argint pe panouri nu mai scade, ci crește. Da, asta nu este valabil doar la panourile solare, este valabil la orice tehnologie nouă de, nu știu, un an și ceva, de un an, 2 ani, ceva de genul, pentru că toate vin în dublu standard cu plăci de bază, da? Adică înainte avea o singură placă de bază, acum vin cu două plăci de bază și placa de bază conține argint. Că este frigider, că este aer condiționat, că este, nu știu, un ăsta smart, un dulap smart, știi? Că este o casă smart, deci toate vin în dublu standard, cu mai multă tehnologie. Asta înseamnă mai mult argint folosit în industrie, da? În timp ce creșterea panourilor solare în ultima decadă a fost puternică, cantitatea de argint utilizată pe panou a fost redusă cu aproximativ 80% în această perioadă, ceea ce a dus la o scădere a cererii de argint asociată. Cu toate acestea, devine tot mai dificil să se reducă și mai mult utilizarea de argint, sub 80 de miligrame pe celulă. Iar noile tehnologii solare, precum TOPCon, HJT, vor inversa acum această tendință, necesitând între 30% și 80% mai mult argint. Adică, bă, ăștia degeaba au redus cu 80% pentru că tehnologia nouă va necesita tot 80%. N-au făcut nicio șmecherie. Panourile solare TOPCon, deși necesită mai mult argint, 104 până la 124 mg pe celulă, pot reutiliza majoritatea liniilor de producție existente, fiind mai eficiente, suferind o degradare mai mică în timp și având performanțe mai bune în climatul cald și în condiții de lumină scăzută.
Aceste avantaje le fac mult mai competitive în ciuda conținutului mai ridicat de argint. Cuprul este un înlocuitor riscant. În ultima decadă, companiile care au lansat panouri solare folosind conexiuni mai ieftine din cupru au constatat că pasta de cupru utilizată înlocuind argintul se desprinde în timp și se oxidează, scurtând rapid durata de viață a panoului. Având în vedere că panourile solare moderne vin de obicei cu garanții de 25 de ani, majoritatea producătorilor de panouri solare ezită să utilizeze cuprul, deoarece acest lucru ar putea duce la revendicări masive de garanții în viitor. Păi, revendicări masive înseamnă corporații, adică la corporațiile de ce trebuie, la cetățenii de rând, că ai văzut cum e la garanții în general, da? Te duci, lași produsul și într-o săptămână, două, trei, patru, te sune să te duci să le ridici. Adică, deci la corporațiile mari ar băga argint, da? Panouri cu argint, ar vinde panouri cu argint. Bine, mă gândesc că își și permit corporațiile mari să achiziționeze astfel de panouri. În schimb, cetățeanul de rând, mai greu. Dar din această cauză, cred că la cetățenii de rând va fi de cupru. Dar, na, dacă omul nu știe, se duce el cumpără panoul solar, nu știe că trebuie să conțină argint sau nu, și el zice că are garanție și cu garanția ai văzut cum e. Bine, nu știu, la produse în general, stai o săptămână, două, trei, patru. La panouri solare nu știu ce să zic. Adică poate să-ți bage că vezi, domne, e tehnologie nouă și că nu are piese de schimb. Aceeași problemă ca la mașinile Tesla, da? Când au apărut la noi în țară mașinile Tesla, nu aveau servisuri. Trebuiau oamenii să ducă până în Germania. Acum, nu știu, la ora actuală, că n-am urmărit fenomenul Tesla, dar mă gândesc că s-ar putea să aibă un serviciu la noi în țară. Mă gândesc, nu știu. Sau mai aproape, dar oricum, până îți vin piesele din nu știu ce țară, la fel și cu panourile solare, același lucru o să se întâmple. Implicații pentru industrie și piețele argintului. O celulă optimizată pentru a utiliza cât mai puțin argint posibil necesită 80 de miligrame de argint, în timp ce celulele moderne TOPCon HJT necesită între 104 și 144 de miligrame. O celulă produce în medie aproximativ 5W de electricitate. Se estimează că TOPCon va deveni tehnologia dominantă în următorii 3 ani. Creșterea producției industriale continuă să depășească așteptările anterioare, iar instalarea a 350 de gigawatts de panouri în 2023 pare acum realizabilă. Acest lucru ar însemna cel puțin 70 de miliarde de celule fabricate în 2023, luând în considerare 80 de miligrame pe celulă. Ar fi nevoie de 180 de milioane de uncii de argint. Dacă cantitatea de argint crește la 100 de miligrame pe celulă, ar fi necesare 224 de milioane de uncii de argint. Potrivit IEA, capacitatea globală de producție a PV-urilor solare, care precede instalările, este estimată să ajungă la aproape 1000 de gigawatts până în 2024. Mamă, se triplează aproape, mâncați-și. O astfel de creștere a capacității va genera o creștere foarte rapidă a producției și instalării de panouri solare în viitorul previzibil. Pe oricum, în China, producătorii de argint pentru industrie, cum au argintul și împachetează și le expediază în aceea zi. Adică ei deja sunt supraaglomerați în vederea comenzilor pentru argint. Iminenta penurie de argint fizic. Pe măsură ce producția de panouri solare crește într-un ritm uimitor și trecerea la panouri TOPCon sau HJT, bogate în argint, continuă, putem anticipa o creștere constantă a cererii de argint fizic din partea industriei fotovoltaice. Această cerere nu poate fi satisfăcută de derivate financiare, nici nu poate fi acoperită de tipul de argint alocat, care este adesea vândut fără o susținere substanțială pentru investitori. Cererea fotovoltaică are potențialul de a epuiza rezervele fizice globale de argint. Da. Adică este o cerere imposibilă, lucru pe care vi-l tot spun. Dacă capacitatea de producție estimată pentru 2024 de 1000 de gigawatts, așa cum a prezis IEA, ar fi atinsă, cererea de argint fotovoltaic ar depăși probabil 500 de milioane de uncitori de argint până la mijlocul deceniului. Este puțin probabil că o astfel de cerere să poată fi satisfăcută fără prețuri la argint mult mai ridicate sau prime mai mari pentru metalul fizic.
Argintul este subevaluat. În concluzie, impactul iminent al industriei fotovoltaice asupra prețului argintului nu poate fi ignorat. Pe măsură ce se apropie penuria de argint, este doar o chestiune de timp până când mass media va relata aceste evoluții semnificative. Odată ce știrea se răspândește, putem anticipa creșteri semnificative ale prețurilor pe piața argintului. În plus, în afară de perspectivele pozitive privind cererea industrială de argint, subevaluarea actuală a argintului în comparație cu aurul reprezintă un alt argument atractiv pentru investiții. Cu un raport aur-argint de 80 în prezent, trecerea la argintul subevaluat față de aur este o strategie dovedită în timp ce așteptăm ca raportul să revină la 50 pentru a reveni la aur, ceea ce ar duce cu sine 50% mai mult. 50% plus, adică creșterea câștigurilor, da? Pe măsură ce navigăm într-un viitor incert, devine tot mai clar că interacțiunea dintre industria fotovoltaică, prețurile argintului și subevaluarea argintului în raport cu aurul creează o poveste atractivă pentru investitori, care trebuie monitorizată cu atenție și valorificată. Da, deci în principiu argintul este subevaluat, lucru pe care vi-l tot spun de anul trecut, dar poate greșesc că până la urmă și eu sunt doar un student al metalelor prețioase. Bun, deci cam asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni, abonați-vă din interes pentru viața de succes, vă pup și aveți grijă de voi!